Un cod portocaliu și altul galben de vijelii se suprapun în aceste momente în sudul României peste avertizările de temperaturi extreme. Între cele două fenomene există și o legătură directă. Canicula face ca apa puțină din sol să se evaporeze, iar umiditatea din atmosferă, combinată cu cele 40 de grade din aer, duc la furtuni din ce în ce mai violente. Ultima vijelie de acest fel a măturat orașii Râmnicu-Vâlcea, unde au fost emise avertizări de vreme severă iminentă tip cod roșu. A fost prăpăd în toată regulă astăzi la Râmnicu-Vâlcea. Într-o zi toridă, cu peste 36 de grade Celsius la umbră, natura s-a dezlănțuit. Furtuna de cod roșu din Vâlcea a durat jumătate de oră, dar a făcut ravagii și nu este singurul fenomen extrem. În Timiș, 10 de hectare de teren s-au făcut scrum, la nivelul solului s-au înregistrat chiar și 70 de grade, iar Miriștea a luat foc. Traficul pe autostradă a fost îngreunat de fumul dens. În weekend, craiovenii au fost loviți de o altă furtună teribilă. Au căzut 50 de litri de apă pe metru pătrat în doar o oră. Doamne Dumnezeule mare! Scenele înregistrate au fost ireale. Mașinile pluteau pe străzile orașului spre disperarea oamenilor. Stați cât mai departe de priză! Stați cât mai departe de priză! N-ai ce să le mai faci! Tot orașul e paralizat. Pagubele materiale sunt însemnate. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit. Ceea ce pare extrem tinde să devină normalitate, spun meteorologii. Mai multă căldură în sistemul climatic, vorbeam că o cantitate mai mare de umezeală în atmosferă generează practic fenomene considerate extreme, dar parcă observăm că devin din ce în ce mai mult, pare de vreme normală. Practic, intrăm într-un cerc vicios. Apa din sol se evaporă din cauza temperaturilor ridicate. Ce urmează? Umiditate și mai mare în atmosferă, asta înseamnă fenomene mai violente, însemnând furtuni. Într-un timp foarte scurt, 60 de minute sau mai puțin, cad precipitații normale pentru două luni, cum s-a întâmplat în Craiova. Acolo unde este poluare foarte mare, apa aceasta este transformată în gheață și sunt căderi masive de grindină. Chiar și în timpul furtunilor, temperatura nu scade sub 30 de grade. După ce se oprește vijelia, aerul uscat duce la evaporarea rapidă a apei din sol. Umiditatea crește și așa o luăm de la capăt, spun meteorologii. Astăzi au fost în vigoare două coduri de caniculă și alte două de instabilitate atmosferică. Cu cât valul de căldură este mai persistent și mai intens, cu atât și intensitatea fenomenelor meteorologice este una semnificativă. Trenurile soarelui sunt cuptoare pe șine, spun călătorii nevoiți să îndure în vagoanele care îi duc la mare o căldură de peste 30 de grade. Ultimul caz e al unei adolescente, se întorcea de la Mangalia acasă, în București, când a leșinat. Colegii ei de compartiment spun că CFR-ul îi forțează să facă saună pe banii lor. Copila nu pare să aibă mai mult de 16 ani și s-ar fi topit pe picioare sub privirile celorlalți călători. Un echipaj smurd, alertat prin 112, a luat-o din tren pe brațe și îi acordă primul ajutor pe peron. Martorii spun că i s-ar fi făcut rău din pricina lipsei de aer condiționat. Afară sunt cel puțin 30 de grade, iar în tren s-a produs o saună îngrozitoare. Tineri, copii, bătrâni, oameni cu probleme medicale sunt nevoiți să suporte condițiile inumane oferite de CFR Călători. Aerul este aproape irrespirabil, lucru ce a dus la un caz de leșin. O copilă a fost luată cu smurdul din gara din Constanța din cauza căldurii din vagoane, având la plecare convulsii pe targă. Mi se pare inadmisibil ca în această perioadă din an să nu se ofere aer condiționat. E adevărat, călătorim în trenuri încinse de soare din totdeauna. Cam jumătate n-aveau aer condiționat acum 5 ani, iar dacă numărul lor a mai scăzut între timp, căldura se intensifică de la o vară la alta. Cel mai tare dogoresc la interior trenurile botezate, parcă ironic, ale soarelui. Nu toate au aer condiționat, deși majoritatea sunt aproape pline și parcurg distanțe lungi, de până la 16 ore. Pe caniculă, călătoria e insuportabilă, ca urmare mulți cedează și fizic și psihic la destinație. S-a făcut rău, doamnei? Da. De la căldură? Da. Bă,
aer condiționat, niște condiții mizere, mizere, parcă trenul nostru merge la Auschwitz. Biletele se vând oricum, la răcoare sau în saună, au același preț. Călătorii n-au cum să afle dinainte care le va fi norocul, așa că dau bani, pentru orice eventualitate, pe evantaie și ventilatoare portabile. Asemenea bărbatului din imagine, care și-a montat un astfel de dispozitiv la telefon. L-am luat că-i vară și mă ajută tare. Pe tren deci aș muri. Dacă n-aș avea așa ceva, aș sta mai cap pe geam. Saună. Mă plin tot timpul, că mai slăbesc cu CFR-ul, slăbesc mult. De ce? Păi dacă fac saună, în două ore am sluit 4 kg ultima dată. Foarte greu, fără aer. Foarte grade ați simțit? Cald, că dacă am făcut aer cu evantaiul, normal că e foarte cald. Din păcate, modernizarea vagoanelor, astfel încât toate să aibă climă, e un proces de durată, care necesită investiții uriașe, de milioane de lei. Chiar și așa, mult blamatele trenuri ale soarelui rămân cea mai bună opțiune pentru românii care aleg varianta ieftină de călătorie. Cald, foarte cald. Evantai, puțină apă. După ce sistemul de irigație a fost furat bucată cu bucată, fermierii au ajuns la mila cerului. Sunt nevoiți să facă slujbe și să se roage pentru câțiva strop de ploaie. Din păcate, izbăvirea e departe, o spun meteorologii. Precipitațiile salvatoare pentru agricultură vor lipsi și în lunile următoare. Seceta care usucă pământul i-a adus la disperare pe fermieri. S-au organizat slujbe în câmp pentru ploi care să astâmpere setea ogoarelor. Oamenii se simt legați de mâini și de picioare. Într-o astfel de situație dezastruoasă, ar fi trebuit să apelăm la sistemul de irigații. Dar care sistem? Pentru ce credeți că a fost distrusă asta? Ca să ia tabla de la bază, bună, tocmai pentru făcut o podea de remorcă. Atât de tare s-a împământenit românului să fure, încât nu-l mai poți opri. Au rămas doar cu rugăciunile, pentru că în ultimii 30 de ani sistemul de irigații a fost furat bucată cu bucată. În sudul Doljului, zonă denumită Sahara Olteniei, lipsa apei pentru culturile de pepeni și de legume a devenit principala problemă a localnicilor. Dunărea nu e departe, dar apa nu mai poate ajunge la ei. Au ridicat stația și au luat traversele de sub ea. Dar traversele erau cele mai ieftine. Înăuntru se aflau echipamente de peste 500.000 de euro. Deci nu i-au luat doar picioarele, i-au luat inima, plămânii. 365 de kilometri de canale primeau apă din Dunăre grație unui sistem de irigații construit în perioada comunistă în doar 3 ani. Acum doar 19 kilometri mai funcționează. Absolut tot ceea ce a putut fi desfăcut, tăiat, luat de aici, s-a luat. Probabil s-au gândit că nu o să mai funcționeze niciodată sistemul. Dar uite că natura ne dă cea mai dură lecție. Nu putem să trăim fără apă. În județul Galați, seceta a întârziat recoltele. Este însă doar începutul dezastrului. Ce să mai facem noi din porumbul ăsta? Când el trebuia să-i dea spicoc. Fermierii și-au încropit șanțuri în care adună apa de ploaie. Este doar o soluție de compromis, care nu rezolvă distrugerile la care a fost supus sistemul de irigații în ultimii ani. Aici se adună apă în 24 de ori, într-o zi și o noapte, se adună de vreo jumătate de metru așa. Pornesc, o duc pe câmp, mai stau o zi și o noapte, iar se adună, iar o duc pe câmp acolo, cu motorașul ăsta și am trei puțuri de astea făcute, ca să salvez porumb. În perioada comunistă puteau fi irigate 3 milioane de hectare. Acum, abia dacă ne apropiem de 1 milion. O fetiță de 2 ani s-a prăbușit în gol de la fereastra camerei de hotel din Eforie Nord. Polițiștii spun că ar fi fost lăsată nesupravegheată și doar norocul a salvat-o de la răni mult mai grave. Salva Maria trage atenția că riscurile sunt mari și pe plajă pentru copiii care scapă de sub atenția părinților. Avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Incidentul a avut loc la un hotel de 3 stele din Eforie Nord. Polițiștii spun că fetița se afla în camera de hotel alături de sora ei mai mare, în vârstă de 15 ani. În lipsa părinților, copila de 2 ani s-a urcat pe geam și a alunecat în gol de la etajul 2. Un turist care era cazat în același hotel a văzut scenele șocante și a sunat la 112. Ce pot să vă zic este că copilul este la spital, este cu mămica lui și, din câte știu, este, slavă Domnului, este bine. Îi să fac, bineînțeles, toate investigațiile. Norocul a făcut ca fetița de 2 ani să cadă pe gazonul de lângă hotel, iar asta a atenuat mult șocul. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Probabil a fost o secundă de neatenție. Copiii sunt curioși, sunt foarte curioși. Știu și eu, am două fetițe. Și într-o secundă de neatenție se poate întâmpla multe.
Ceea ce cred că părinții nu sunt vinovați în treaba asta. Și la mine se întâmplă foarte multe. De obicei, și cu mașina se întâmplă aproape la fel. Trebuie să închid constant mașina. Copiii sunt curioși. Pentru unii părinți, concediul se transformă deseori într-o goană pe urmele celor mici. Este greu, într-adevăr, mai ales cu doi. Chiar este greu și nu două secunde, dacă nu ești atent, poate să... Mai ales că se împing unul pe altul. Fetița mea are 2 ani. Da, și se uită la... Îl urmărește pe frățior și face exact ce face el. Sau se uită la noi și, într-adevăr, sunt foarte inteligenți. Și copiază orice gest. Salvamarii din Jupiter atrag atenția către altă problemă. Plaja poate fi periculoasă, mai ales din cauza aglomerației și a valurilor care pot dobori un copil. Pe litoralul românesc, copiii sunt lăsați nesupravegheați. În fiecare zi, 2-3 copii numai la noi pe plajă se întâmplă să fie pierduți, vin după aia părinții să caute copiii, dar de cele mai multe ori chiar copiii își caută părinții. Copiii de până în 6 ani, ei se pierd cel mai des. Teoretic, părinții știu regula, dar de multe ori relaxarea duce la greșeli. Este obligatoriu, vă dați seama, să stai lângă ei. Chiar o seară înainte a fost un caz, niște părinți la o terasă care... Au lăsat copiii să se joace și a ieșit din vizor și după aceea au început să-i caute că nu-i mai găseau. În parcul de distracție. Cei care își pierd copilul sunt sfătuiți să apeleze imediat la ajutorul salvamarilor. Dacă plaja nu este supravegheată, trebuie să sune imediat la 112. Ce presupune acest nou val de infectări știe colega mea Tatiana Gavrilă. Bună seara, Tatiana, te ascultăm. Bun găsit, Cristian, bun găsit tuturor! În ultima săptămână au fost înregistrate aproape 8.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, un număr aproape dublu față de săptămâna trecută. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Rafila, ne apropiem cu pași repezi de un nou val pandemic, de valul al șaselea, iar în acest context autoritățile au decis repunerea în funcțiune a centrelor de testare și evaluare COVID din incinta spitalelor, care vor fi funcționale inclusiv în weekend. Tot de mâine, masca va fi obligatorie în incinta spitalelor și policlinicilor, însă în spațiul exterior, masca rămâne la titlu de recomandare. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristian, înapoi la tine. Suntem tot mai strânși la buzunar, iar hainele din mall-uri parcă sunt tot mai scumpe. Din toată această poveste câștigă atelierele de croitorie, unde vânzările au explodat. Clienții intră pe bandă rulantă în buticurile pline de papiote ca să dea o nouă viață hainelor mai vechi, în loc să cumpere altele noi. Iar croitoresele sunt mai mulțumite ca niciodată că munca le este apreciată. La asta albastră, la fel, de schimbat cărtușala și cu asta neagră. Da. Și le faceți cum le faceți dumneavoastră de obicei. Da. Frumoase, drăguțe, da, elegante. E forfotă mare la croitoria Lilianei. Femeia vine de la 6 dimineața la biroul ei de la stradă, se pune pe scaun și coase cât e ziua de lungă. În ultima vreme, cererea a explodat, ne spune ea. Uitați aici pantaloni, uitați-vă, 4 perechi de pantaloni, toți de lărgit în talie. Uitați. Ce preț plătește doamna la final pentru toate perechile de blugi? 100 de lei. Cu 100 de lei abia mai poți cumpăra o singură pereche de jeans de la orice magazin din mall. În schimb, aici hainele capătă o nouă viață, iar buzunarul nu se resimte atât de tare. La mall sunt foarte scumpe hăinuțele, deci automat le convine să modifice o hăinuță mai veche. Vin fete tinere cu lucrușoare de la părinți, de la bunici. Da, da, de cele mai multe ori da. Am avut rochițe care au avut bareta foarte subțire și atunci a venit cu dantelă. În principiu rochițe le modific pentru că cele din magazin sunt ori foarte mari, ori foarte mici. Ne mutăm la o altă croitorie din cartierul Pantelimon. Aici o întâlnim pe doamna Valeria. Are hăinuțe agățate peste tot prin atelier, semn că și la ea clienții se înghesuie. La fermoare strâmtat, la bărbați am în general pantalon strâmtat, scurtat. Asta, de exemplu, e o rochie care este făcută de comandă la o casă de modă și acum s-a gândit dânsa să nu mai calce în picioare, o mai scurtează. Doamna Valeria a lucrat mulți ani în Irlanda. Dorul de casă a fost mai mare însă. Am venit și în țară și mi-am deschis atelier. Și de când au început să vină cei mai mulți clienți? Acum după pandemie. Acum așa e izbucnit. Să ducem hainele la croitorie mai are un beneficiu, spun specialiștii. Din păcate, noi consumăm mult prea mult în anul în care suntem.
Atunci când ne aducem haine la croitor, în primul și în primul rând, cred că ar trebui să ne gândim la sustenabilitate. Este bine pentru mediu, în primul rând. Datele arată că industria producătoare de haine este printre cei mai mari poluatori din lume. Pentru producerea unui singur tricou de bumbac, de exemplu, sunt folosiți aproape 2700 de litri de apă dulce, necesarul de apă potabilă al unui om pentru 2 ani și jumătate. De astăzi, absolvenții de gimnaziu se pot înscrie la liceu. Mare atenție însă, mediile au crescut față de anii trecuți, astfel că nici măcar o medie de 9,50 nu mai garantează locul dorit. Profesorii îndeamnă așadar pe elevi și pe părinți să completeze cât mai multe opțiuni și să fie foarte atenți pe ce loc se află în clasamentul pe județ. Deci eu până aici și astea vreau să fie opțiunile ca să nu umplem, dar eu până aici maxim vreau să intru, maxim în școala centrală sau Cuza, e ok? Și astea să punem și mate info ca să avem de umplutură, să avem cât mai multe opțiuni. Câte opțiuni ai pus? 102. Bravo! Maia a venit să se înscrie la liceu alături de mama ei. Are media 9,51 și țintește către un liceu de top. Cred că Spiru mă atrage cel mai mult. Eu vreau pe profilul uman, adică științe sociale sau filologie. Iar la filologie este 9,26, anul trecut a fost, și la științe sociale 9,35, deci mă încadrez. Chiar dacă ar crește puțin mediile tot, cred că m-aș încadra. Dacă în alți ani o medie de peste 9,50 ar fi asigurat locul în orice liceu bun, subiectele ușoare de anul acesta au ridicat mediile peste tot, iar competiția este și mai strânsă. Primul sfat așadar este... Să fie foarte realiști în momentul în care aleg liceul, aleg opțiunile, cu cât media de admitere este mai mică, cu atât numărul de opțiuni ar trebui să fie mai mare pentru a nu risca să rămânem pe din afară. Am pus în jur de 48 de... căsuțe, wow, cu profile diferite. Opțiunile se completează în primul rând ținând cont de medie, abia apoi după alte criterii. În primul rând în funcție de distanța față de casă, mm-hmm, și apoi în funcție de cât de bun este liceul. Am pus Sava și apoi au venit liceele pe care chiar le doresc, cum ar fi Iulie Hașteu sau Spiru Haret. Fiecare profil are disponibil un cod unic. Este important ca la completarea fișelor atât elevul cât și părintele să fie extrem de atenți. Foaia se completează o singură dată, fără greșeală. Fiecare fișă de înscriere este semnată de către diriginte, de către candidat, de către elev și de către părinte. Și apoi ce se întâmplă cu fișele? Unde aceste fișe vor fi introduse în calculator, după care urmează repartizarea computerizată. Pe data de 14 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Ca în fiecare an, la liceele de top e mare bătălie. Avem 234 de locuri. De regulă, la clasele de intensiv sunt medii mai mari, intensiv informatică, intensiv engleză. Anul trecut a ajuns undeva pe la 9, a fost mediile un pic mai mici, 9,50 un pic. Dacă doi elevi au medii egale, ei vor fi departajați în primul rând după media la evaluarea națională, iar apoi după media generală din clasele 5-8. Dacă și cele două medii sunt egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba și literatura română. Sufocați de căldura din apartamente, tot mai mulți români se refugiază la sat. Fie că își cumpără o bucată de teren, fie că modernizează locuințe bătrânești, nu sunt deloc puțini cei care pleacă din orașe în perioada verii. De mai pui că renovarea caselor nu necesită investiții foarte mari, deoarece se face cu materiale tradiționale și forță de muncă locală. Repopularea satelor cu orășenii sătui de caniculă a devenit un adevărat fenomen în zona dealului Istrița. La Bădeni, printre cei nou veniți, se află și familia Lupu. Aurel renovează o locuință care a aparținut strămoșilor săi, ca să o transforme în casă de vacanță, în perioada verii. Aici am găsit și niște capete de pat foarte vechi, pe care vreau să le păstrez și să le recondiționez. Unele sunt din tavă. Asta e din anul 1903. De când s-au apucat de refacerea vechii locuințe, soții Aurel și Flori vin frecvent la curte, unde găsesc liniștea, răcoarea și aerul curat, care le lipsesc în apartamentul din Buzău. Este zonă de deal și adie vântul. Tot timpul adie vântul. Fugind de aglomerația orașului, aer curat, căldura insuportabilă pe care o avem la oraș,
Aici se simte cu totul și cu totul altfel. Casa în stil muntenesc, cu prispă, beci și fundație din calcar, este construită din materiale care se găsesc și acum în zonă. De aceea, renovarea ei nu este costisitoare, mai ales dacă lucrările sunt făcute cu meseriași din rândul localnicilor. Cu aceleași materiale, tot cu pământ și cu baligă, vrem să refacem. Cu materialele care le avem, în timp și cu puțină răbdare și pricepere, să rezolvă, să aducem cât mai mult la ce a fost odată. Ca soții Lupu sunt din ce în ce mai mulți. Casa din imagine a fost construită cu peste 100 de ani în urmă. Locuința a fost abandonată, însă acum este din nou viață sub acoperișul ei. Ați venit, ați văzut? Ne-a plăcut, am cumpărat. Este atracția, cum să vă spun, atunci când te îndrăgostești, când cauți ceva, zici că noi vrem o viață simplă. Casa a fost cumpărată de un cuplu de brăileni care au decis să locuiască temporar aici și a costat mai puțin de 5.000 de euro. Pe noi proprietari am găsit pe prispă, bucurându-se de viața simplă descoperită în munții Buzăului. Timpul se oprește în loc, le faci toate cu calm, dar în același timp cu respect față de natură. Casele bătrânești pot fi cumpărate cu sume ce pornesc de la 2.000 de euro. Valoarea este dată de stadiul degradării, de confortul asigurat, terenul din jur și accesibilitate. Povestea dramatică a celor doi frați orfani din Constanța, care luptă să-și clădească o casă cu propriile mâini, a impresionat o țară întreagă. Printre primii care le-au sărit în ajutor se numără și unul dintre câștigătorii emisiunii Jocul Cuvintelor. Mișcat de suferința tinerilor, Eugen Udrea a decis să le doneze un sfert din premiu. Bine v-am găsit! Vă opriți un pic? Să stăm un pic de vorbă? Da, uite ce băieț a nimeni! Chipurile celor doi frați orfani din satul Pelinu încep să se lumineze după mulți ani de amărăciune. Drama prin care trec a fost prezentată pe larg la emisiunea Asta e România, iar oameni cu suflet mare le-au întins o mână nesperată de ajutor. Eugen sunt. Pastigă. Soția mea, Lizica. Fata noastră cea mică, Maria. Am câștigat la canal de o sumă de bani. O să vă donez 2000 de lei. Și o parte din premiul câștigat la emisiunea Jocul Cuvintelor, primul lor laptop și alimente, au ajuns la copiii greu încercați de soartă. Donatorul este Eugen Udrea, polițist de profesie, care a fost extrem de impresionat de lupta pe care Vasilică și Petrișor o duc pentru un trai mai bun. Cursorul se mișcă pe ecran. Tu o să vezi un fel de săgeată pe ecran, da? Cu săgeata aceea o să poți face tot felul de acțiuni, să zicem. O acțiune ce înseamnă? Că poți să deschizi o fereastră, un joc. Eram pornit să câștig. Nu vreau să câștig doar pentru mine, am vrut să câștig și pentru cineva care chiar avea nevoie. Vedem multe cazuri în care toată lumea vrea să primească chestii gratuite. Orfani de tată și abandonați de mamă, adolescenții de doar 16 și 13 ani au fost nevoiți să-și ia viața în propriile mâini. Își doresc cu ardoare să evadeze din bordeiul de chirpici pe care îl numesc acasă de mici, așa că muncesc din greu. Maica mea a părăsit mai întâi, să vă zic așa, a plecat, taică mi s-a îmbolnăvit, nu își permitea un tratament mai bun, pentru că nu avem bani, adică ne ținea banii pentru noi să avem de mâncare. Și mama voastră nu știe prin ce treceți voi acum? Da, am mai sunat-o. Și ce îi spui? Zic dacă vrea să se întoarcă înapoi și a zis că tot nu vrea să se întoarcă, că s-a măritat. Localnicii au fost primii care au pus mână de la mână ca să adune materialele necesare pentru fundația casei. Un gest din suflet, care să le asigure condiții decente. În schimb, dorul de mama care i-a abandonat nu îl poate alina nimeni. Când o să se termine casa asta și să fie mare și frumoasă, o să se întoarcă? Dar dacă s-ar întoarce atunci, după ce a trecut tot răul, ați mai primi-o? Da. Și atunci? Da. Și tu? Da. Nu mai se întoarcă? Da. De ce aveți nevoie cel mai mult? Avem, deocamdată avem nevoie materiale pentru casă. Niște oameni să ne ajute să ridicăm casa. Și când te întorci acasă, te odihnești sau construiești? Construiesc, mă odihnesc, mă construiesc. O asociație de caritate a reușit să adune pentru frați aproximativ 30.000 de lei, o sumă consistentă, dar care deocamdată nu acoperă cheltuielile pentru finalizarea casei. Dacă doriți să-i ajutați pe cei doi orfani să-și termine locuința, puteți dona la conturile afișate pe ecran.
Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. De astăzi până mâine seară sunt în vigoare un cod galben pentru temperaturi ridicate și disconfort termic valabil în sudul, estul și centrul țării, dar și un cod portocaliu pentru temperaturi caniculare, care se manifestă în partea de vest a țării. Tot astăzi un cod portocaliu pentru vijelii se manifestă intens în Oltenia, nord-vestul Munteniei și Carpații meridionali. Codul este valabil până în această seară la ora 21, timp în care pe alocuri vântul va atinge 75 de km pe oră, iar precipitațiile vor atinge izolat 60 de litri pe metru pătrat. Astăzi, valul de căldură s-a menținut în toate regiunile. A fost caniculă în vest și nord-vest și local în centru, sud și est. Cerul a fost variabil cu înnorări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când au fost înregistrate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului local în zonele montane și pe arii mai restrânse în Oltenia, Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 26 și 38 de grade. La noapte, cerul va fi variabil și doar izolat vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu o probabilitate mai mare în zonele de deal și de munte și în Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 15 și 21 de grade. Mâine, valul de căldură va persista în toate regiunile, va fi caniculă în aproape toată țara, iar în vest și în nord-vest, temperaturile se vor apropia de recordurile absolute ale perioadei. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, după amiaza și seara, local la munte și pe suprafețe mai mici, în zonele joase de relief. La munte, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25-35 de litri pe metru pătrat. În termometre vom avea temperaturi cuprinse între 28 și 37 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vom avea parte de vreme caniculară cu cer variabil. Se vor înregistra 33 de grade în Târgoviște și 36 de grade în Slobozia. În Transilvania temperaturile se mențin ridicate, pe alocuri caniculare, iar cerul va fi variabil. Vor fi 33 de grade în Brașov, 37 de grade în Alba Iulia. În Moldova avem parte de temperaturi ridicate, dar și de averse. Termometrele vor înregistra 35 de grade în Galați, 33 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, vremea va fi caniculară. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade în Oradea și 36 de grade în Reșița. Și prin Oltenia sunt așteptate averse și descărcări electrice. Termometrul va indica 35 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi senin, în termometre se vor înregistra 28 de grade în Constanța, 33 de grade în Tulcea. În capitală, valul de căldură s-a menținut, iar disconfortul termic a fost ridicat. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost de 35 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 21 de grade. Mâine, în București, vremea va fi caniculară, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare spre seară. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. La munte, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar pe arii restrânse vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25-35 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat în vestul Carpaților meridionali. Se vor înregistra 24 de grade în Semenic și 26 de grade în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre vremea va fi caldă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 28 de grade, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.